Industria nunților este la pământ din cauza restricțiilor impuse de pandemie. Autoritățile guvernamentale au luat decizia ca petrecerile private de nuntă și botez să fie organizate fără limită de participanți, doar dacă aceștia sunt vaccinați. Din 1 iunie va fi permisă organizarea de nunți, botezuri și mese festive cu maxim 70 de persoane în aer liber. Însă dacă cineva dorește să organizeze o nuntă într-un spațiu închis în interior și garantează că toți invitații sunt vaccinați, nu se mai aplică restricționarea numărului de participanți. Ce, vaccinați? Nu. Asta face diferență între oameni sau ce? Ne obligă? Nu. Cine vrea să facă, să facă. Cine nu, treaba lui. Este un act de forță majoră, așa. Eu știu, o forță dictată așa de impunerea unor chestii. Dar cred că dacă sunt majoritatea vaccinați acolo, mai vine și un nevaccinat, tot nu o să se ia de colo-colo și chestii de genul ăsta. Va fi greu, într-adevăr, fiindcă toată lumea trebuie să participe la astfel de evenimente. Este bine, dar eu știu, există și o regulă în țara asta, trebuie să existe. Bineînțeles, sunt persoane care deja s-au vaccinat și nu văd această decizie greșită, însă nu sunt în situația să fie nevoiți să organizeze ei înșiși un eveniment și să își invite doar rudele și prietenii vaccinați. Mă îndoiesc că va fi posibil. Trebuie cineva să steie, să verifice în ce măsură cei care participă sunt vaccinați sau nu. Președintele spune că relaxarea va avea loc în mai multe etape. Prima etapă deja a început, urmează a doua etapă de la 1 iunie, a treia etapă de la 1 iulie și ultima etapă de la 1 august.